Viață pe timp de război, chiar dacă nu au nicio siguranță pentru ziua de mâine, ucrainenii încearcă să se adapteze la noile condiții de trai și să se pregătească pentru iarna grea, care este atât de aproape. Egor Goroșco, specialist IT de meserie, a fondat o organizație de voluntari și o brutărie pentru a-i ajuta pe cei aflați în dificultate. Satul Mihailo din regiunea Zaporojie, cu populație de 1500 de locuitori, a primit alți 10 de oameni din orașele ocupate de ruși. Sătenii se pregătesc de iarnă, depozitează alimente și încearcă să găsească soluții dacă furnizarea de gaze și electricitate va fi întreruptă. Localitatea nu a fost lovită de bombardamente, dar intensificarea atacurilor îi preocupă pe săteni. În sat e liniște, dar au început bombardamentele în unele regiuni din apropiere și suntem îngrijorați din cauza asta. Pentru că rachetele zboară deasupra capului. E foarte trist, pentru că nu ne-am gândit niciodată că va fi așa. Nu ne așteptam la o asemenea cruzime. După intensificarea atacurilor în Zaporojie, oamenii își fac bagajele să plece din Ucraina. Tatiana Rechecina și familia ei au părăsit Dnipro-Rudne, un oraș ocupat de ruși, acum câteva luni. Rușii sunt acolo ca acasă, au ocupat orașul, sparg uși și se mută în apartamente de parcă nu ar fi văzut civilizație în viața lor. Lăsați-i pe ruși să meargă cu Dumnezeu, nu vreau să-i vedem, să-i ascultăm, pentru că Rusia este un adevărat stat terorist, nimic altceva. Terorism, ce можно сказать? În același timp, un mic sat ucrainean eliberat, la doar câțiva kilometri de hotarul cu Rusia, încearcă să revină la viață și să se pregătească pentru iarna care vine. Cu poduri distruse în timpul invaziei și în mare parte drumuri de pământ, este nevoie de aproximativ 5 ore pentru a ajunge la Vâlcea din Harkov. Localnicii se tem că va fi și mai greu să ajungi în sat în timpul iernii, după produse. Din cauza acestor greutăți, în Vâlcea s-a deschis o nouă brutărie pentru a-i ajuta pe locuitori. E simbolic să facem pâinea din făină și alte produse care au rămas aici după ruși, dar tot am pus semnul nostru. E ca un simbol al victoriei. Am venit aici, le-am găsit produsele, dar ne punem emblema noastră pe ele. Cel care a pus pe picioare brutăria, Egor Goroșco, e specialist IT. Totuși, de la invazia rusă a fondat o organizație de voluntari. Aceștia coc pâine și gătesc pentru ucrainenii aflați în dificultate. O problemă foarte mare a acestei regiuni este izolarea de Harkov. Drumul e foarte greu. E foarte dificil să conduci 20 de kilometri. Nu orice mașină poate trece pe așa teren și mai ales în sezonul ploios și iarna. Aceasta e o problemă uriașă în regiune. Localitatea este foarte expusă riscului din punct de vedere umanitar, iar scopul nostru aici este să creștem rezistența comunității locale în fața acestor riscuri umanitare. Autoritățile ucrainene au anunțat joi că cel puțin 3 civili au fost uciși și 14 răniți în urma bombardamentelor din toată țara. Armata rusă a tras peste noapte cu drone și rachete în 8 regiuni din sud-estul Ucrainei.